Vă salut, oameni buni! Bine ați venit în comuna Panaci, județul Suceava, comună ce se află la doar 15 km de Vatra Dornei. Mă aflu în centrul ei, mai exact, în incinta curții primăriei. Uitați cât de frumos arată! Am ajuns aici, întâmplător aș spune, habar nu aveam până acum de numele. Acesta nu am mai văzut și nu am auzit de această comună, dar am plecat din Vatra Dornei și am zis să mă plimb și eu puțin prin împrejurim. Am intrat pe o stradă și am ajuns aici. Vedeți și voi. Aceasta este primăria. Uitați ce grădină frumoasă are. Iar mie mi-a atras atenția această mică moară de apă. Vedeți, aici este un loc unde puteți face poze. Aici se pune persoana și uite și poza. Foarte interesant aici la primărie. Vedeți și voi, o grămadă de băncuțe unde probabil lumea vine și stă pur și simplu. Și haideți să vă arăt și un pod la fel de frumos. Uitați podul. Uitați acest pod. Vedeți? Eu am parcat mașina fix în fața acestei mori. Iar pe partea asta este o casă frumoasă, tradițională, mare. Odată aici a fost cafe-bar. Și pare a fi în renovare sau o tentativă. E păcat să nu fie renovată pentru că arată sau a arătat odată foarte, foarte bine. Ce să zic? Îmi place. Îmi place centrul acestei comune. Uitați până și pe stâlpul ăsta. Am pus niște ghivece cu flori. Iar aici, la monumentul eroilor, una, două, trei. O casă tradițională, frumoasă, vis-a-vis de primărie. Iar la 7 km din acest punct se află mănăstirea Piatra Tăieturii. Vedeți și voi. Ce părere aveți? Au chiar și un cuptor aici, foișor, și un cuptor. Ia uitați acest câine, cum stă el tolănit acolo. Centru Cultural Panaci. Bibliotecă, muzeu, centru de informare turistică. Aici, de vânzare, nu știu ce anume. Probabil ce vedem în spate, uitați numerele de telefon și normal trebuie să fie vorba despre acest teren pe care se află și o fundație, lângă centrul medical din Panaci, iar aici este biserica, dar nu se vede de acești copaci. Acum o vedeți. Thank you.
și ne aflăm în fața mănăstirii acoperământul Maicii Domnului din comuna Dorna Arini. Exact aici la intrare aveți în față clopotnița care are o înălțime de 60 de metri. Gândiți-vă la 20 de etaje. Aceasta este înălțimea clopotniței. Iar aici sunt 24 de clopote. Înălțime. O intrare foarte, foarte frumoasă. Uitați ce porți masive din lemn, sculptate. Sfântul Apostol Petru, Maica Domnului și Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Iar pe partea aceasta, Sfântul Ioan Botezătorul, Pavel și Sfânta Cuvioasă Paraschiva de la Iași. Aleea aici este pavată cu piatră de râu. Și haide să vedem interiorul acestei curți frumoase. Biserica este fix în față, o biserică de lemn. Apropo, mănăstirea este una de maici. Aici ar fi chiliile unde dorm măicuțele. Știu că tot aici, în mănăstire, se află și un restaurant și locuri de cazare. Se pot caza 80 de persoane. 80 de inși. După cum arată, cred că acestea sunt locurile de cazare. Aici și probabil și aici. Da. Ia uita și niște pisicuțe. Pisicuța pis, pis, pis. Foarte frumoasă arhitectura. Uitați cât de frumos se vede peisajul de aici. Intrarea aceasta este impresionantă. Chiar îmi place mult. Mai devreme am filmat-o de undeva din partea cealaltă. Frumos. Am uitat să spun că se află la doar 5 km de Vatra Dornei. Chiar dacă sunteți atei, spun asta pentru că în ultima vreme este un fenomen des întâlnit, puteți veni să admirați măcar arhitectura acestor biserici, acestor clopotnițe. La mănăstire găsești întotdeauna o grădină frumoasă, impecabilă, cum rar găsești în alte locuri. Da, chiar foarte, foarte frumos. Asta este de tablou. Poză. Mergem mai departe. Foarte aproape de mănăstire se află acest loc.
cu un izvor de apă curată, apă vie, izvorul Vuliceni. Și ce mi se pare tare că avem și date despre apă, pH, temperatura, etc. Ce părere aveți? Mergem mai departe. Bine ați venit în Câmpul Lung Moldovenesc sau Câmpul Lung Bucovina, cum mi se mai spune. Aici în stânga avem Muzeul de Artă a Lemnului, pe care nu am timp să-l vizitez, este ceasul 5:30, muzeul închide la 6. Eu mă îndresc spre centru, unde vreau să mănânc ceva, iar apoi merg pe Transrarâu. Uitați și biserica de aici din oraș. Și ce să vedeți, putem arunca o mică privire în curtea muzeului. Avem blocuri cu 3 etaje pe partea dreaptă. Biserica. Și haideți în centru. Uitați și niște blocuri cu ceva arhitectură mai frumoasă. Ceva puțin mai complex față de cele simple din perioada comunismului. Cu toate că și acestea cred că tot atunci au fost construite? Nu știu. Deja am dat de ceva terase pe aici. Eu vreau să merg să mănânc ceva, că mi-este foame. De-aia am și venit aici în oraș, fac o scurtă plimbare, mănânc ceva, iar apoi mă întorc la mașină. Uitați ce peisaj frumos în spate. Practic, orașul este înconjurat de natură, de coline, păduri, un oraș care de fapt este chiar municipiu din 1995. Cu toate că nu este mare, are 16.000 de locuitori sau avea la ultimul recensământ din 2011. Nu știu acum dacă a mai scăzut numărul sau a crescut, e mai puțin important. Vă arăt așa puțin cum se prezintă. Parcare 3 lei pe oră, iar unde am parcat eu am plătit 1,70 lei și dacă steam 2 ore plăteam 2 lei, iar toată ziua 7 lei cred. Eu plătesc prin aplicația T-Park. Este o aplicație, o am pe telefon și când ajung undeva, aplicația deja știe unde sunt, în ce zonă mă aflu și plătesc ori o oră, ori două, ori pe zi. Văd acolo ce opțiune am. Ia uitați, destul de aglomerat, aș spune eu, nu? Astăzi a fost o zi cam ploioasă. Mă bucur că nu a plouat prea tare, a plouat pe reprize. Am putut și eu filma ceva, iar acum, după cum vedeți, s-a oprit ploaia. Gata, am ajuns în centru, exact aici. Camping. Haide să intru puțin și pe gangul ăsta. Cu toate că sunt puțin grăbit. Puțin. Frizerie. Aș avea nevoie de o frizerie, dar nu e urgent. Uitați ce
ghivece frumoase avem aici, cu acești pomișori, un mic parc. Haide să intru puțin, să vă arăt o fântână arteziană. Eu merg, știu, aici un restaurant cu mâncare bună și prețuri bune. Acesta este centrul. Iar terasa este aceasta. Aici este Casa de Cultură a Sindicatelor și o frumoasă mare statuie aici. Dragoș Vodă, când îi dă în cap la un bizon, nici nu știu ce e ăla. Și așa arată primăria. Parcă ar fi o primărie mediteraneană, așa, după culoare. Aduce cu anumite clădiri de pe la mare. E gălăgia puțin cam tare aici la terasă. Cred că o să mănânc aici sau să merg la alta. Statuia lui Nițică Hălăuceanu. Parcă aduce cu Vlad Țepeș așa. Și stă cu piciorul pe un cap de dragon. Gata masa. Nu am putut să vorbesc acolo, că era muzică. Mi-am comandat, după cum ați văzut, un șnițel cu cartofi prăjiți. Șnițelul a fost mare, bun. Cartofii, cum si cum sa, cum se zice. Nu i-am mâncat pe toți. Am plătit 50 de lei cu tot cu tips. Iar acum mă îndrept spre mașină, dar am luat-o prin cartier, așa. Deci strada principală pe care am venit este paralelă cu aceasta, este pe partea cealaltă. Am zis să vedem și fața cealaltă a orașului sau spatele orașului. Îmi place mult ce peisaj au oamenii ăștia pe partea cealaltă, pădure. Chiar sunt curios dacă vine ursul aici, vedeți? Acolo este strada principală. Nu știu, prin cartier, cum se zice. Am ieșit în cartier aici, la Câmpul Lung Moldovenesc. Chiar mai îmi spuneți din când în când, acolo în comentarii, unii dintre voi, să mai intru și prin cartiere, să filmez blocurile, străzile normale, nu doar centrul. Și uitați aici, foarte frumos, în spatele blocurilor. Vedeți? Grădină așa, amenajată, cu puțin pietriș, cu niște băncuțe, terasă. Acum merg la mașină și eu normal vreau să merg pe Transrarău, dar s-a norat destul de puternic și mă gândesc că pe acolo, pe sus, este și mai rău. Așa că nu știu ce să fac.
Aici ar fi putut fi un loc superb pentru campare. Uitați și voi un foișor, o vatră de foc. Sunt undeva la înălțime, încă n-am ajuns sus de tot. Dar vedeți și voi ce ceață este, sunt în nori. Cu cât înaintez, cu cât urc mai mult, ceața se îngroașă. Se îngroașă problema. Dacă era noapte, vă dați seama că nu vedeam absolut nimic aici. Bine, am proiectoarele de ceață aprinse. Am făcut așa o scurtă oprire să mă uit la loc. E bun de știut pentru, cine știe, pentru altă dată. Sunt multe foișoare de acest gen pe Transrarău. Am mai văzut câteva, mai mult ca sigur mai sunt. Mergem înainte. Uitați-vă la această vulpiță. A fugit după mașină, am văzut-o. Pe marginea drumului, a mers încet și a fugit după mașină. Ia, vulpe, ia! Nu vrea pâine. Ia pâine. Ce slabă ești. Ia, dragă, pâine. Slabă și frumoasă. Nu am altceva. Așa, bravo, mănâncă pâinic. Haide, ia-o și pe asta, bravo. Hai că vine ursul și ți-o ia, mănâncă, mănâncă. Am pus aici pe avarii să o hrănesc puțin. Din păcate, deci s-a dus după altă mașină. Vulpe cercetoare, trebuie să pleci. Deja situația stă mai rău. Merg cu 20 la oră. Nu, ecranul nu este aburit. Uitați, de exemplu, aici mașina se vede bine. Așa este ceața. Îmi pare rău că nu pot admira peisajul. Dacă voi reveni prin această zonă, am de gând să fac chiar și acest traseu, Transrarăul. Peisajele sunt superbe, am văzut câteva poze, merită, dar din păcate asta e situația. Am întâlnit o vulpiță, ați văzut ce hoață. Dacă i-am dat pâine, nu prea a vrut, până la urmă a acceptat, dar când a văzut altă mașină, a fugit la ea să cerșească. Da, asta e situația, uitați și voi. Peisaj. Peisaj pe Transrarăul. Am început coborârea. Deja situația s-a îmbunătățit, după cum vedeți, dar peisajele nu sunt. Am știut în ce mă bag, am știut că este norat, dar totuși mi-am propus să vin pe aici, am venit, nu-mi pare rău. Haideți să vă arăt o casă de vânzare. Am văzut-o din mașină și am zis să opresc. Sunt la doar câțiva kilometri de satul Chiril. Este aici în jos. Încă sunt pe Transrarău. Și aceasta este casa. Vedeți și voi numărul. Nu este de România. Spania, Italia, ceva de genul.
Se vede că nu a mai trecut nimeni de mult pe aici. Geamuri nu mai are. Burierile au crescut la maxim. Dar e așa. Nu arată rău. A fost, cum îi spune, acoperită cu panouri sandwich. Asta nu-i vopsea albă, sunt panouri sandwich. Sus acolo la mansardă un balcon. Peisajul este superb aici. Râul trece pe aici prin față, se duce pe partea cealaltă. Sunt câteva pensiuni în zonă, mănăstirea Rarău la câțiva kilometri în spate. Uitați și voi, aș fi intrat și înăuntru, dar vedeți aici urzicile, deci mi ajung cred că până la umăr. Iar eu bineînțeles că sunt în bermude. Dacă sunteți curioși, dați un telefon. Are și ceva teren aici în față. Probabil ăsta unde pasc vacile tot terenul celor cu casa este. Pădurea în spate. Aici nu știu ce s-a întâmplat. A fost defrișat sau... Nu știu. Încă o dată. Iar aici vecinii. Vecinii gospodari. Fetelor, vă salut, am plecat. Mă scuzați dacă am deranjat. Am venit să văd și o casă asta. Da, ce că e ok. Și vedeți, râul vine așa pe aici pe dedesubt. Hai, te pup, pa! De ce se uită? Ultima oprire este aici, la Piatra Dracului. În partea dreaptă avem lacul Bicaz, lacul de acumulare. Aici Piatra Dracului sau Piatra Teiului, îi mai spune. Sunt în Poiana Teiului. Aveam de gând să campez aici, dar bălțește iarba. A plouat destul de mult și astăzi și ieri. Aș găsi un loc aici pe undeva unde să rămân, dar vreau să merg la debarcader. Am văzut pe Parc Fornai că sunt și acolo niște locuri de campare. Mai merg un sfert de oră cu mașina și cred că rămân acolo. Dacă nu, este posibil să mă întorc și aici, dar ia uitați. E foarte ud pe jos. Din când în când, nu știu în ce perioade sau cu ce ocazie, aici crește apa. Am văzut recenzii pe internet și lumea spune că vine și practic apa este așa până undeva pe sus. Pe aici. Așa arată. Ce părere aveți de acest loc? Frumos, nu? Aș putea chiar și aici să pun mașina. Ia. Parcă pe aici nu mai bălțește, a? Ba da. Merg la debarcader să văd acolo cum se prezintă zona. Uitați ce loc frumos. Superb.
Am și o întrebare pentru cei din Alba Iulia. Dacă știți vreun servis bun, un servis corect, să spun așa, pentru că voi avea nevoie. Trebuie să-mi schimb și eu discurile de frână pe spate, cel puțin, să fac schimbul de ulei și când am nevoie pentru altele. Dacă știți, lăsați și mie acolo un comentariu, ceva recomandări bune. Pentru că știți și voi, sunt servisuri care fac treaba de mântuială sau nu se pricep mecanicii atât de bine. Sau mai sunt unii care îți dau și țeapă. E bine să mergi la recomandare, știi și voi mai bine, când nu cunoști. Da, îmi place foarte mult locul. Păcat că este foarte ud pe jos. Că aș fi rămas aici, îmi place. Și am ajuns la debarcader, lângă satul Ceahlău. Aici este lacul Bicaz. Aici am de gând să campez în această seară. Mă gândeam chiar pe undeva pe partea aceea. Dar nu știu ce să fac. Pentru că se aude ceva muzică de petrecere pe partea aia acolo. Chiar foarte frumos locul, dar nu știu ce să fac cu petrecăreții din spate. Au fost câteva comentarii acolo, într-un vlog anterior, când am plecat de la bazinul, de la FRD, unde era muzică și urlau acolo niște copii, au fost comentarii cum că, dom'le, sunt și ei copii. Copiii se educă. Zonele astea sunt zone unde oamenii vin să se liniștească. Dacă vrei muzică, te duci la bar, la restaurant, te duci la discotecă, în club, îți pui căștile în urechi sau te duci pe câmp unde nu mai sunt alții. Și nu-i problema acum că se aude muzică. Acum e ok, ajung până fac patru, până una alta, dar dacă o ține până la două, vreau și eu liniște. Eu n-am și un locul meu unde pot să am parte de liniște, eu n-am voie. Da, am venit până aici, eram încântat de loc și să ajung. Nu știu ce să fac, nu știu dacă rămân, oricum. Încheie acest vlog pe un ton mai vesel să fie. Sper că v-a plăcut vlogul, nu uitați, apreciați, apăsați butonul de like. Dacă v-a plăcut videoul, vlogul de astăzi, lăsați un comentariu. Până data viitoare vă salut și vă urez numai bine. Vila numărul 53. Ia să vedem dacă pot să intru puțin, să explorez. Ups, aici m-am speriat. Da, aici stă cineva. Interesant. Ce să zic, foarte bine până la urmă. Și am luat și eu o vilă. Așa că dacă vreți, veniți, revendicați-vă și voi această vilă. Vila numărul 53, de exemplu. Obișnuit cu astfel de terapie, cel puțin cu bolovanii ăștia din râu. Pe lemne de-astea n-am mers niciodată, dar este pietriș. Ce peisaj, câtă pădure. Iar eu pe acolo nu încap. Deci eu când le văd îmi vine să plâng, parcă ar fi ale mele, moștenirea mea. Parcă a fost cutremur, parcă a fost război.